domnilor, bună seara! Sunt Ferenț Emeche și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătatea Noastră și mulțumesc că sunteți alături de Televiziunea Târgu Mureș și în această seară la o discuție despre sănătatea noastră. Subiectul din această seară este replantarea de braț și recuperarea medicală. Amputațiile post-traumatice de extremități sunt generatoare de handicap funcțional și morfologic important. Replantarea, ca intervenție chirurgicală, necesită condiții speciale de lucru, atât din punct de vedere al dotării materiale, cât și al resursei umane. Pentru efectuarea operațiilor de replantare și revascularizare sunt necesare chirurgi plastician cu mare experiență și în microchirurgie reconstructivă, ortoped, chirurg cardiovascular, anestezist, existența unei săli de operații bine echipate pentru microchirurgie, personal sanitar de sală și de secție bine antrenate și, nu în ultimul rând, un sistem de urmărire post-operatorie eficient și un serviciu de recuperare medicală foarte bun. Scopul chirurgiei de replantare este acela de a-i reda pacientului, pe cât posibil, zona lezată. Invitații mei din această seară sunt doamna doctor Mirela Zbanca, medic specialist balneofizioterapie și recuperare medicală. Doamna doctor, bună seara, bine ați venit la Televiziunea Târgu Mureș și la Sănătatea Noastră. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Și domnul doctor Dorin Dorobanțu, șeful compartimentului de chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă. Domnule doctor, bună seara, bine ați revenit la Televiziunea Târgu Mureș și la Sănătatea Noastră. Bună seara, mă bucur că v-am găsit tot aici. Și vă mulțumesc foarte mult amândurora că ați acceptat invitația să reveniți la această emisiune și să discutăm despre un subiect foarte, foarte important și anume despre replantarea de segmente și despre recuperarea medicală. Și aș vrea să aduc aminte telespectatorilor știrea de acum aproximativ un an. O echipă mixtă formată din chirurgi plasticieni, ortopezi, cardiovasculari și anesteziști, coordonată de șeful compartimentului de chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, au reușit în 7 mai 2015 o intervenție de replantare de membru superior în urma unei amputații complete la un pacient de 22 de ani. Intervenția a durat aproximativ 7 ore. Și vreau să-l întreb pe domnul doctor, cum a decurs intervenția chirurgicală la momentul respectiv? Această intervenție chirurgicală a decurs cât se poate de bine în condițiile pe care le avem. Am avut pacientul, până la urmă, a fost o decizie ușor controversată de a face replantarea în contextul în care mecanismul traumatic nu era una dintre indicațiile perfecte pentru efectuarea intervenției de replantare și reprezenta un risc de a nu reuși intervenția destul de semnificativ datorită mecanismului de smulgere. Datorită vârstei pacientului, până la urmă, am decis totuși să efectuăm replantarea respectivă cu șansele pe care ni le acordam la momentul respectiv destul de mici. Am reușit să revascularizăm brațul, să replantăm, să revascularizăm brațul respectiv. Ne-am coordonat cât se poate de bine în condițiile pe care le avem la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș. Am reușit să adun, să practic, să formez, să coordonez acea echipă formată din medicii care de fapt sunt de gardă în spital pe specialitățile care le-ați menționat, cu importanța fiecăruia dintre ei, cu importanța reanimării și a anesteziei la un caz de genul ăsta, cu sprijinul colegilor de la ortopedie și chirurgie vasculară, cardiovasculară pentru refacerea osoasă și arterială și completat de ce am făcut eu pentru tot ceea ce înseamnă această intervenție de replantare, urmărirea cazului postoperatorie și cu o reușită până la momentul în care, o reușită și mai departe, dar până la momentul în care practic am reușit să furnizăm acest pacient serviciului de recuperare. E medicală. Momentul în care noi un pic încetăm să mai avem propriu o activitate semnificativă, supraveghem cazul, încercăm să reevaluăm chirurgical dacă mai sunt necesare alte intervenții, dar de la momentul în care noi ne terminăm cât de cât manevrele, se închid, se vindecă rănile, începe
poate partea dificilă, mai dificilă poate pentru pacient la un moment dat, a recuperării, care durează mult mai mult în timp. Deci replantarea, mi-a zis că am făcut-o 7 ore. Recuperarea unui caz de genul ăsta poate să dureze și până la 2 ani de zile. Trebuie să vă întreb, intervenția propriu-zisă a debutat la cât timp după producerea accidentului? Și asta este un aspect important. Aproximativ, cred că dacă nu mă înșel, cam la 2 ore de la debutul accidentului și, dacă bine țin minte, important, un moment important în timpul intervenției de fluxului sanguin. Reporninirea fluxului sanguin s-a făcut cam la 5-6 ore, dacă nu mă înșel, de la accident. Da, deci cam în 2 ore. Pacientul a venit repede, că fiind situația dată, a venit destul de repede, chiar dacă a venit cu salvarea, nu a venit cu, nu știu, nu au reușit să vină cu elicopterul, a venit cu salvarea, dar au ajuns cam cel mult într-o oră, fiind vorba de replantare de un gaz foarte grav, acolo este genul de caz politraumatism, la care nici dacă ai vrea, nu prea ai timp de pierdut. Acolo, în momentul în care s-a auzit primul cuvânt despre cazul respectiv, deja indicațiile despre pregătit sala de operații erau date, contactați colegii din echipa de gardă erau deja în curs și intervenția, practic, pe când pacientul ajungea la smurd, brațul lui pleca deja spre sala de operație ca să fie pregătit pentru intervenție. De atunci a mai fost nevoie de revizie de nervi? Da. Sau respectiv de acoperire de una sau două intervenții de revizie și reconstrucție nervoasă în următoarele, practic, nu știu, prima au fost undeva la vreo 5-7 zile de la prima, de la intervenția de replantare și ulterior undeva la 2-3 luni, cred că am mai făcut încă o intervenție de revizie pe partea nervoasă. Am făcut cât se putea de mult în contextul clinic al tipului de traumatism pe care l-am avut la pacientul respectiv. A avut și un deficit tegumentar sau nu mai era? Da, a avut și deficit tegumentar. Ăla e cel mai puțin important. Cel mai puțin important după intervenția chirurgicală. Deci dacă e strict tegumentar, se rezolvă relativ simplu cu o grefă de piele și nu a fost și grefat pacientul. Bun, nu evoluează chiar perfect ca și o intervenție pe care o programezi sau ai un defect limitat și așa. O intervenție pe zona de segment în care ai pus la nivelul de replantare. Vascularizația chiar la nivelul de replantare tegumentar este relativ proastă. Deci evoluția n-a fost chiar perfectă. Dar, dacă bine mai țin minte, cam într-o lună, o lună jumate l-am închis și l-am furnizat spre recuperare. Amputațiile post-traumatice, doamna doctor, de extremități sunt generatoare de handicap funcțional și morfologic important? Evident. Gândiți-vă, vorbind la cazul de care discutăm astăzi, pacient tânăr, da? La care efectiv îi se secționează brațul complet, îi se detașează complet de corp. Este un handicap morfofuncțional imens, morfofuncțional în primul rând, dar și psihosocial. Gândiți-vă la șocul emoțional pe care acest pacient îl simte în momentul în care se trezește cu un segment detașat de corp. De ce este un impact morfofuncțional major? Pentru că avem de-a face cu deficite motorii mari, tulburări de sensibilitate la toate nivelele, avem de-a face cu atrofii musculare, cu foarte multe complicații eventual postoperatorii, deci este un deficit morfofuncțional imens. Știu că domnul doctor Dorobanțu a intervenit pentru acest caz și pro bono s-a efectuat această recuperare medicală care este de lungă durată. Procesul de recuperare în asemenea cazuri este un proces extrem de complex, anevoios, cum spunea și domnul doctor, se desfășoară pe parcursul a multor luni, poate chiar ani de zile. Recuperarea se desfășoară în etape, vorbim de o recuperare precoce în primele 3-6 săptămâni, ulterior de o recuperare tardivă între 6 săptămâni, 6 luni, 2 ani. Procesul presupune foarte multe tehnici de fizioterapie, de electrostimulare, de masaj, laserterapie, kinetoterapie. Deci este un proces complex, presupune o extrem de bună colaborare între medicul chirurg care ne adresează nouă pacientul respectiv și medicul de recuperare, precum și o bună colaborare între echipa de recuperare efectiv. Și aici mă refer la kinetoterapeutul care se va ocupa de cazul respectiv, de psihoterapeut în multe cazuri, terapeutul ocupațional care și el are rolul lui important în acest program de recuperare.
În principal, discutăm de recuperarea pe etape, da? Deci pacientul de genul celui cu brațul amputat care s-a prezentat la noi, avem mult de lucru. Foarte mult. Da, foarte mult. Începem în prima etapă cu întreținerea sau cu încercarea de a menține viabil cât mai mult segmentul replantat. Pe urmă, încercăm să prevenim pe cât posibil complicațiile postoperatorii, să observăm la nivel tegumentar eventualele modificări. Deci discut acum despre partea de recuperare precoce. Da? Exact. Deci primele 3-6 săptămâni în care putem avea multe surprize. În momentul în care tegumentul prezintă posibilitatea de a începe mobilizările active și exercițiile, pacientul respectiv începe la pat inițial acele mobilizări, acele exerciții active, active-pasive, active cu rezistență, individualizat de, în funcție de statusul clinico-funcțional al pacientului. În momentul când lucrurile în acest capitol decurg bine, putem să trecem la următorul pas. Pacientul intră în sala de kinetoterapie, unde se începe lucrul efectiv, începe greul, de fapt, greul pentru pacient, pentru că nu, recuperarea în cazurile acestea nu este o recuperare ușoară. Deci presupune multă muncă, multă trudă, multe exerciții, durere la un moment dat, până la un anumit punct. Exercițiile sunt individualizate în funcție de atrofiile care îl apar, exact. Și rolul foarte important îl are kinetoterapeutul care se ocupă de efectuarea acestui program etapizat. Să le întrebăm și pe domnul doctor, cum a decurs intervenția chirurgicală? Și intervenția chirurgicală a presupus anumite etape chirurgicale? Da, ceea ce vreau să menționez, vă rog, în comentariul anterior al colegii mele este că la mine după 7 ore era spectacol, da? Deci după 7 ore de ai venit cu un braț amputat, era destul de impresionant înainte, după 7 ore era destul de mare spectacol vis-a-vis de ok, mă rog, cu situația de rigoare la cum arată o intervenție de genul ăsta, cum arată cazul, cum arată brațul pus la loc, cum arată defectele tegumentare inițiale, mă rog, alea sunt medical mai impresionante. Dar era totuși un spectacol. Noi în 7 ore i-am pus-o la loc. Aici la recuperare, v-am zis, ei în 2 ani de zile vor vedea ceva din munca lor. Deci ei vor vedea mult mai puțin pe unitate, pe în fiecare zi, câte un pic, dar greu de evaluat, așa, zilnic, de la o zi la alta. Spectacol de evaluat de la poate o lună la alta sau de la intervale. Am povestit despre caz la un moment dat că la un moment dat l-am văzut cu brațul practic încă inert și îl împingea puțin înainte înapoi din umăr și la o lună de zile după, deci practic, mă rog, chestia asta se întâmpla undeva între 7 și 9 luni de la intervenție. La 7 luni încă era inert și îl mișca doar din umăr. La 9 luni cred că l-am văzut făcând flotări. E bun, presupune numai doar mobilizarea cotului, medicală, da. Dar totuși, fiind vorba de o replantare la nivelul brațului, chiar și faptul că îl vezi făcând flotări, adică făcând doar mișcarea din cot, este suficient de mult, este mult, pentru că de la nimic și foarte puțin, la cazul respectiv, este un rezultat pozitiv. Evident că nu ar fi o reușită foarte impresionantă dacă nu am reușit totuși să recuperăm ceva și din funcția mâinii. Dar chiar și funcția cotului la o situație de genul ăsta este destul de satisfăcător că ai reușit să o recuperezi, să vezi un rezultat la chestia respectivă. Dar la recuperare să știți că munca este mult mai dificilă și mai puțin spectaculoasă, pentru că în 2 săptămâni de recuperare nu vezi ce am văzut eu în 7 ore de venit, pus și la sfârșit ai văzut că curge sânge în tot segmentul respectiv. Revin la întrebarea mea. Presupune mai multe etape această replantare. Replantarea, cum a decurs? Da, presupune mai multe etape. Sunt etapele replantării care presupune, în primul rând, prima dată trebuie să ai o stabilitate osoasă când orice fel de segment amputat ai în fața ochilor. Primul lucru care se face refacerea continuității osoase și a stabilității la nivel osos. Ulterior, în mod normal, etapele sunt cu tendoane, mușchi, dacă sunt de reparat. Urmează sistem arterial venos, dacă aici este o discuție întotdeauna despre
cât de repede te apuci să faci o arteră. Dacă ai timp la dispoziție, adică replantarea, segmentul replantat, timpul scurs de la accident, este rezonabil, îți permite să faci manevrele de tenomiografie pe tendoanele flexoare, fie anterioare, posterioare, pentru că sunt niște manevre puțin mai grosiere și să te apuci ulterior de finețuri, de arteră, venă, nervi. Dacă ești puțin așa contra cronometru, sari puțin etapa de tendoane, mușchi sau ceva de genul ăsta, o mai lași, va trebui să lucrezi ulterior mai cu grijă, dar dacă ești puțin în criză de timp și a trecut puțin cam mult timp și de asemenea este dependentă această situație de nivelul amputației, pentru că cu cât este mai multă masă musculară, cu atât riscă să practic să moară segmentul amputat mai repede și reușita să nu o vezi la intervenție, dacă întârzi foarte mult și atunci poți să faci. Deci eu oareși cumva într-o oarecare măsură, de exemplu, nu cred că am făcut la intervenție toată partea musculară înainte de a ne apuca de artere, de a ne apuca de artere, de timp arterial, pentru că era foarte important la așa nivel superior de amputație să facem cât se poate de repede revascularizarea arterială. Și prima dată este arterială, ulterior segmentul respectiv, după ce se reface fluxul arterial, se spală practic cu sângele propriu, se mai spală și cu soluții anterior, dar se deschide practic fluxul arterial și se lasă puțin să curgă pe fluxul venos cu susținere din partea terapiei intensive la momentul respectiv pentru a fi spălat segmentul care se replantă, care l-ai replantat. Și ulterior se fac venele. Ultima etapă sunt refacerea nervilor și închiderea tegumentară. Fiecare cu importanța ei. Din punctul ăsta de vedere, nervii nu e o problemă. Se fac la sfârșit și pentru că sunt niște structuri mai fine și pentru că nu pățesc nimic dacă se fac puțin mai repede sau puțin mai târziu. Și de asemenea, nervii pot să reintervii la nivel de nerv dacă ai nevoie și după intervenție, la 3, 5, 7 zile, dacă este necesar, la 3 săptămâni, la 3 luni. După 3-6 luni, deja intervențiile pe structurile nervoase pentru recuperarea funcției nervoase pe nervul afectat sunt deja puțin cam depășite. Iar după 9 luni, un an, nu prea mai au rost. S-a pus vreodată problema amputației ulterioare? Nu. Nu, evoluția pacientului a fost bună, am stat în emoții, într-o oarecare măsură, pacientul fiind un pacient ușor critic, cu câteva zile de terapie intensivă, la noi se cam știe un pic așa că pacienții care trec în terapie intensivă au șansele, mai ales dacă sunt critici, să mai contamineze câte ceva. Chestia asta se poate întâmpla la nivel de spital la orice fel de pacient critic. Am știți discuțiile de la televizor cu infecții încoace și încolo și așa mai departe. Aici problema este că un pacient critic poate contacta un gentleman de spital. Evident, toți ne plimbăm prin spital, medici, pacienți și așa mai departe. Pacienții cu chestii relativ rezonabile și ușoare contactează greu un gentleman de spital. Noi, care ne plimbăm toată ziua pe acolo, îl contactăm foarte greu. Deși lucrăm toată ziua cu așa ceva. Bine, pot să existe accidente în care se pot întâmpla chestii genul ăsta. Pacientul critic, din păcate, la fel cum era exemplu cu Arși. Arsul este un pacient critic. Ăia au șanse să contacteze. Și al meu un pic, am avut un pic de emoții pe suprafața tegumentară, dar în general nu, pe suprafața tegumentară nu avem așa mari probleme vis-a-vis de o infecție, că se rezolvă. Problema este să nu ajungă cumva să fie sistemică infecția. Dacă este strict tegumentară, de obicei ne descurcăm și reușim să rezolvăm cazurile în aceste sens. Dar la el nu s-a pus problema. Deocamdată nu pun problema decât așa. Și din fericire pentru el a evoluat foarte bine și că am avut situație, caz care într-adevăr l-am amputat după vreo 3 ani de zile. Replantare de braț în treimea distală, un pic deasupra cotului, dar care după 3 ani de zile, recuperare nu prea, nu funcționa nimic, era inert și dezvolta, din păcate, un proces de osteită la nivelul osteosintezei care fusese efectuat, care risca, de fapt, să creeze niște complicații care chiar să afecteze starea generală a pacientului și în cele din urmă, după 3 ani de zile, am dat-o jos pentru că nu că nu avea niciun rost și era doar de decor, dar începea să creeze și probleme. La el, deocamdată, partea de osteosinteză mi se pare că evoluează foarte bine din ce am văzut la radiografii de control. Nu avem probleme, nu avem suspiciuni de infecții pe zona respectivă, ceea ce chiar dacă nu ar fi
să ajungă să cânte la pian, asta este exclus. Totuși, dacă reușește să recupereze ceva la nivelul mâinii, nu cred că poate intra în discuție, vreo discuție despre... Înainte de pauza de publicitate, vreau să întreb și pe doamna doctor și pe domnul doctor, vindecarea completă a leziunii și a plăgii chirurgicale reprezintă doar începutul unui proces îndelungat de recuperare? Da. Da. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, după pauză revenim și continuăm discuția. Fomco Truck Service and Shop, serviciu general de camioane și semiremorci, showroom, piese și accesorii. Oferă următoarele servicii: diagnoză computerizată camioane, reglare, geometrie, roți, lucrări electrice, servicii tahografe, stații radio, CB, încălzitoare și sisteme de aer condiționat, precum și o gamă variată de piese de schimb și accesorii camioane pe stoc. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe pagina noastră www.fomcotruckservice.ro sau la sediul nostru din Pistești, în spatele reareului. Fomco Truck Service. Noastră Dr. Wilvo oferă o gamă completă de produse și servicii care satisfac nevoile autoturismului dumneavoastră. Suntem o echipă de specialiști care este gata să vă ajute în alegerea și montarea produsului ales. Dr. Wil, soluția ta este la noi. Noutățile? Echipa E-Light stă la dispoziția ta cu cele mai profesionale produse și cu cele mai eficiente sfaturi care te vor convinge de profesionalismul întregii echipe. Într-o atmosferă armonioasă, prietenoasă și relaxantă, echipa de profesioniști din cadrul salonului de înfrumusețare, estetică și remodelare corporală E-Light este pregătită să vină în întâmpinarea dorințelor dumneavoastră, oferind consiliere individuală și soluții personalizate. Un salon intim, elegant, care vă pune în valoare calitățile naturale prin servicii profesionale de hair styling, manicură și pedicură, make-up, cosmetică, întreținere și remodelare corporală, LPG, ultrasunete, biostimulare, radiofrecvență, capsulă cu infraroșu, bronzare profesională cu tuburi chocolate brown. E-Light, un nume de rezonanță în domeniu. Vă așteptăm pe strada Brăila numărul 2 sau la telefon 0734 287 008. Revenit în direct la emisiunea Sănătatea Noastră, continuăm discuția noastră din această seară despre replantarea de braț și recuperarea medicală și vă reamintesc că invitații mei din această seară sunt domnul dr. Dorin Dorobanțu, șeful compartimentului de chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă și doamna dr. Mirela Zbanca, medic specialist balneofizioterapie și recuperare medicală. Aș vrea să continuăm discuția noastră și să vă întreb, domnul doctor, membrul secționat funcționează mai bine după replantare decât unul care a fost smuls sau strivit? Membrul ca și mecanism, vă întreb. Ca și mecanism prin care s-a produs. Membrul secționat? Membrul secționat, da. Și pus la loc față de smuls. Și pus la loc față de acest mecanism de care spuneați. Evident, un membru secționat cu o secțiune mult mai francă, șansele tehnice de a avea o replantare mai perfectă sunt mult mai bune.
Deci, fără discuții, o secțiune francă pe un anumit nivel versus o secțiune prin smulgere pe același nivel face ca să existe diferențe semnificative, pentru că, în primul rând, nu atât cât parte de os, vase, musculatură, cât de cât și așa mai departe. Partea nervoasă prezintă leziuni nu doar la nivelul secțiunii, ci prezintă leziuni etajate pe un traseu care poate să reprezinte 50 cm plus minus față de nivelul de replantare. Și atunci, cu toate că faci efortul, cu toate că eventual pui grefoane nervoase pe zona respectivă, cât poți să apreciezi, cât putem în ziua de astăzi să facem evaluări vis-a-vis de recuperarea respectivă, recuperarea nervoasă, totuși, evident, e o diferență majoră și dacă ar fi avut o secțiune francă, șansele lui de recuperare erau puțin mai bune. Da. Cu o replantare făcută după mecanism de avulsie, șansele de recuperare sunt ceva mai mici vis-a-vis de un procent foarte bun de recuperare. Nu vis-a-vis. Poate să recupereze, dar nu la fel ca și când ar fi fost secționat. Numai, n-ai ce să zici că nu poți să-i rogi frumos să se taie cu frumos cu cuțitul, absolut, că asta este. Cum se stabilește gradul aproximativ în care își va recupera funcționalitatea după replantare? Îl întreb atât pe chirurgul plastician, cât și pe medicul care se ocupă de recuperare. Îi dai șanse. Da, eu i-am dat șanse între 30 și 50% în prima de recuperare. Fază? În prima fază, după felul în care am făcut și am reușit să replantez și după ceea ce știu că ar putea să facă recuperare, ținând cont de ceea ce știu să facă recuperare, dar ținând cont de ce am făcut eu nervos. Deci el mai mult de 30 până la 50% recuperarea membrului afectat, tehnic nu poate să aibă. Dar pentru el un 50% ar fi foarte mult. Doamna doctor, cum a văzut? Șansele pe care le știm că pacienții de genul ăsta le au sunt de cam de 50%, exact cum spunea și domnul doctor. Acum, șansele de prognosticul dat de la bun început e greu de stabilit, evident. De asta ținem legătura și comunicăm cu cei de la chirurgie, dânși ne explică ce au făcut și ce posibilități sunt ulterior. Greu de spus. Deci trebuie așteptat câteva luni, trebuie încercate tehnicile de electrostimulare să vedem nervul răspunde, mușchiul cum se comportă, dacă se recrutează fibre motorii noi sau nu. Dar asta după câteva luni de recuperare intensivă și prognosticul, un lucru foarte important pe care vreau să-l subliniez, depinde foarte mult de momentul în care se începe recuperarea. Da? Deci cu cât recuperarea se începe mai precoce, cu atât șansele, la modul general discutând de recuperare, sunt mult mai mari. La ce interval ați recomandat recuperarea? Cred că aproximativ la o lună jumătate. Eu am tras atunci pe finalul spitalizării lui, da, la mine, să reușesc că zona de sus mi-era un pic cu plăgile, erau cu defecte gumentar și cam trăgeam acolo să forțez puțin nota la prepararea zonei și la reușita unor intervenții de grefă de piele ca să ajung să se vindece cât mai repede și să reușesc să între ghilimele să-l pasez repede la, știu că este important din punctul ăsta de vedere să-l recuperez foarte repede. Sunt situațiile de plăguțe simple cu o leziune de un tendon simplu care știm că dacă la 3-4 săptămâni începe recuperarea, dacă începe la 2 luni de zile pe o intervenție care eventual scârție sau știu eu ce se întâmplă cu ea, așa, sau un tendon, de exemplu, rupt în timpul procesului de recuperare, evident, apuci iarăși, îl repar, iarăși imobilizare, iarăși nu știu ce, se ajunge la debutul unei recuperări tardive, ceea ce nu dă același rezultat ca și așa. Deci, noi când facem o intervenție, pe orice fel, pe un tendon, de exemplu, ne străduim pe cât posibil să-l facem cât se poate de bine, după care colegii noștri de la recuperare trebuie să străduie să îl recupereze, dar în același timp lucrează cu un tendon reparat și sunt situații în care se mai și rup, de exemplu, în timpul procesului de recuperare, pentru că acolo la un moment dat există și tulburări de sensibilitate, pacientul nu simte uneori atât de bine, trebuie să ajungi să-l mobilizezi așa și te trezești cu unul care, nu știu, strânge mai tare de o mână sau de ceva, de nu știu ce, și se trezește așa. Plus, aici e o combinație între cât de bine am reușit noi să-l facem, să și noi îl facem și, în mod normal, un tendon reparat 3 săptămâni nu are voie să fie supus la forță activă. Eventual inventăm alte tipuri de proceduri și facem mobilizări pasive. Dar, de exemplu, ceea ce nu există în momentul de față, este un pic de ruptură. Pacientul ar putea să beneficieze de mobilizare
la câteva zile de la operație. Asta ar presupune că eu sunt fiziokinetoterapeut și indicația medicală la mine pe secție, ceea ce din păcate deocamdată nu am. Aici presupune problematica faptului că din păcate suntem încă la nivelul la care suntem. Noi chiar dacă am cere, probabil ar fi foarte greu, că cere multe vis-a-vis de ceea ce ar trebui să avem în domeniul specialității, probabil fiecare individual pe chirurgie plastică sau pe recuperare. Ce obții? A, când mai discuți despre și că stai un pic că vreau fiziokinetoterapeut și medic care să-mi pune indicația cum să facă ăsta kineto și ce să facă și ce are voie să facă și ce n-are voie să facă, deja e un pic, oareși cumva, să zicem că cam visăm chestia asta, n-ar fi rău să fie. Dar presupune un efort atât al acestui minister, al sistemului nostru sanitar, un efort pe plan local, efort pe centrele care eventual fac ceva, pentru că s-ar pune problema. Vă dați seama, centru de traumă, care să fie centru de traumă, unitatea de arși pe care o aștept, dar centrul ăla de traumă să fie centru de traumă, adică trauma se termină când ăla îl dai pe ușa afară și îi spui că nu mai putem să-ți facem nimic la recuperare. Nu doar că ai pus un deget, o mână la loc sau ceva de genul ăsta. Deci centrul ăla de traumă ar trebui să fie o chestie puțin mai complexă. Și acum era chestia cu hai să facem spital regional. Pe mine mă enervează faptul că în orașul nostru stăte împrăștiate în oraș. Da? Ei nu sunt lângă noi. Sunt lângă noi. Este ceva în spital, dar în spital îmi pare rău să spun, dar nu avem o dotare, cred. Nu pot să mă exprim asupra recuperării medicale pe care o avem, dar nu cred că avem o dotare semnificativă. Există numai niște chestii așa la, vă scuzi, există o chestie de așa, un pic de recuperare există pe la, de mobilizare la pat pe la ortopedie. Acolo au ajuns. Un piculeț așa, văd acolo un pic de asistență de la kinetoterapie pe secția de ortopedie care e practic lângă mine. La noi deocamdată nu există. Și ar putea să existe și ar însemna niște servicii un pic mai așa, mă scuzați. Calitatea vieții este direct legată de atitudinea și așteptările pacienților și nu constă doar în simpla recâștigare a funcției părții de corp care lipsește, în cazul acesta, de braț? Calitatea vieții este obiectivul principal pe care îl urmărim, da? Deci până la urmă asta ne interesează, să redăm pacientului pe lângă independența funcțională, pe lângă redobândirea anumitor abilități și o calitate a vieții. Pacientul acesta trebuie reinserat, pacienții de genul acesta trebuie reinserați cumva socioprofesional la un anumit moment. Și ce înseamnă complianța pacienților și aderența la tratament? Aici întâmpinăm probleme serioase. Depinde de gradul cognitiv al pacientului, depinde de motivația interioară, depinde de gradul depresiei pe care pacientul îl suferă. Complianța este unul din factorii cheie în procesul de recuperare. Da? Deci degeaba vrem noi și dorim și muncim și ne zbatem și facem tot ce putem pentru pacientul respectiv, dacă avem o complianță scăzută. Procesul de recuperare este îngreunat. Din păcate, mulți pacienți sunt așa, dau de greu, înțeleg, văd kinetoterapia ca pe un proces greu și anevoios și mulți renunță. Renunță, nu țin cont de sfaturile noastre, nu revin pentru tratament, nu revin la control și atunci, cumva, munca noastră este îngreunată. Sunt frecvente problemele emoționale apărute după replantare și cred că domnul doctor ne poate spune chiar post-operator ce se întâmplă cu pacienții. Sunt și sunt oareși cumva, cred că, împărțite între faptul că la un moment dat s-au văzut cu situația respectivă, au fost mai mult sau mai puțin conștienți de ce li s-a întâmplat vis-a-vis de accident, mai mult sau mai puțin conștienți de ce li s-a întâmplat vis-a-vis de că cineva i-a pus vreo mână la loc sau ceva de genul ăsta. Și cred că sunt și mai puțin conștienți când ajung la recuperare vis-a-vis de, v-am spus, la recuperare nu mai vezi spectacol de la o zi la alta. Și atunci, bineînțeles că e foarte dificil să reușești să-l convingi pe ăla să tragă în continuare de o chestie la nesfârșit, pentru că poate dacă la nivel cognitiv nu stăm așa de bine, la un moment dat el nu realizează că e important de 100.000 de ori. Noi folosim exagerări uneori, da? După ce le dai voie la niște pacienți se întâmplă ceva, le spui, vă rog frumos să vă spălați de 10 ori pe zi pe mâna sau piciorul operat.
ca să înțeleagă că nu ți se spele în mod normal după o intervenție când ajungi la reintrarea în igiena, reluarea igienei locale. Că trebuie să exagerezi puțin ca să îndepărtezi un pic cruste și așa mai departe, chestii care rămân în zona operată după intervenție la nivelul cicatricilor. Sau când le explici la leziune de tendoane sau așa ceva, nu vreau să forțez tendonul respectiv, dar vreau să fac, nu știu, 10.000 de mișcări pe zi, exagerez ca să înțeleagă de fapt că fără mobilizare un tendon de genul ăsta reparat nu va recupera, riscă să se blocheze și să se uite la el cum este. La nivel de replantare de braț, nici nu mai discut. Acolo, dacă nu înțelege uneori un om că trebuie să facă recuperare, pacientul nostru nu știu dacă mai înțelege că ar fi bine să continue recuperarea, sper că o continuă undeva, dar fără recuperare, rezultatului nu va merge mai departe. Doamna doctor, sunt frecvente problemele emoționale? Da, sunt frecvente. Dacă discutăm de cazul acesta, mulți pacienți au coșmaruri luni, ani de zile. Mulți intră în depresii greu de tratat, mulți necesită consiliere psihologică. E destul de greu de tratat. Deci asta e o abordare holistică a unui pacient de genul acesta. Recuperare, dar trebuie pus accent foarte mult și pe latura aceasta psihologică. Ne gândim omenește, da? Să te trezești cu brațul Absolut. Secționat și pe urmă ani, luni de zile de recuperare, nu e ușor pentru nimeni. Chirurgul plastician cum vede? Cât la sută din funcția reprezintă un rezultat excelent? Acum nu mă refer doar la acest Atunci caz. Când facem o replantare, la orice nivel ar fi ea, rezultatele la care ne așteptăm este o recuperare de obicei undeva la 60-70% din funcția segmentului pus la loc. Da. Când situația este un pic mai ideală, când am forțat limitele indicației de replantare, v-am spus, ne așteptăm mai puțin, mă aștept la 30-50% și foarte dependent de cât se ține și pacientul respectiv și cât reușește să facă recuperare. Fără recuperare, o replantare este egal cu zero. Deci fără recuperare, replantarea este egal cu o creangă care atârnă cu decorul efectiv și decorul ăla fără recuperare se usucă un segment pus la loc la nivelul ăsta, nivelul brațului, practic urmează niște atrofii semnificative, un fel de mână scheletică dacă o lași așa și nu o recuperezi. Până la momentul în care l-am văzut pe pacient, cât de cât recuperarea atrofiile chiar erau semnificativ compensate, mai ales la nivelul brațului, încă mai erau destul de prezente la nivelul antebrațului de acolo și știu de ce, că știu cam ce leziuni nervoase am avut și cam ce mă pot aștepta la ce am reușit să-i fac la recuperarea nervoasă la nivel de antebraț și mai discut la nivel de mână. Dar sper să recupereze ceva și la așa. Aș menționa o chestie de mai înainte vis-a-vis de reinserția lui socioprofesională. Aici, vis-a-vis de tot ce înseamnă sistem și așa mai departe, noi nu cred că avem o chestie, dar așa zis-o, când avem probleme cu vreun copil, nu știu, așa, asistență socială și așa mai departe, cazurile de genul ăsta ar trebui să ai oareși cumva, nu știu de unde, de la forțele de muncă sau de unde, ceva care să presupună că iarăși e vorba de o colaborare. Aici totul rămâne la un fel de chestie de aia de la bunul simț, la mila cuiva sau așa ceva, dacă ai cumva un șef la fabrica la care lucrează băiatul respectiv, ca eventual să nu-l zboare dintr-un serviciu, într-o situație de genul ăsta, nu mai țin minte dacă ăsta a fost evident accident în timpul muncii, nu mai țin minte dacă vina lui, nevina lui, care a fost, probabil că era vina lui, că din câte mi-am ținut și o băga mâna unde nu-i fierbea oala să caute ceva. Problema este reinserția socioprofesională în asemenea caz este cu oare se ocupă cineva sau totul se bazează pe una, descurcă-te de acum încolo, ce faci tu în viață mai departe. Dar se pune problema că evident e un pacient care ar trebui susținut vis-a-vis de ce va face el mai departe. Și acum v-am zis, dacă o fi având un nu știu, patron sau ce o fi având el, unde e angajat, care să reușească să găsească o soluție pentru el, că de multe ori am avut situații în care s-au găsit soluții, am avut situații de amputație și în spital cred că am avut situații de amputație de antebraț și s-au găsit soluții de susținere, de susținere pentru o protezare, de susținere pentru un serviciu care presupune munca în continuare sigur. Fără. Deci, o
muncă cu program redus, ceva, numai să nu-l zbor pe ăla și să-l faci să se simtă inutil și atunci, da, încep să ajungem la discuția despre depresie și vai, ce am pățit și ce mi s-a întâmplat. Ce cazuri ați mai avut? Au mai fost situații în care pacienții au ajuns tot așa pentru replantare de antebraț sau de braț prin acest mecanism? N-am avut în ultima vreme. N-am avut nivel atât de înalte. S-au mai făcut, cred că, în serviciul nostru câteva intervenții de replantare de mână, degete, de atunci, de când a fost cazul respectiv. Unele reușite, altele mai puțin reușite, nu toate ne reușesc, din păcate. Am vrea noi să reușească toate, dar nu reușesc chiar toate. Am colegi tineri care acum, în momentul de față, sunt, cred că, în faza un pic în care un pic forțează indicația, pentru că sunt în faza în care vor și să explorează practic domeniul ăsta și atunci unul din momentele în care poți să explorezi, mă rog, trebuie să explorezi cu grijă, este momentul în care forțezi indicația de replantare și te duci și încerci să faci o replantare la un caz la care așa, ei, și, până la urmă, toți trebuie să avem la un dat șansa de a crește prin experiența de la un caz la altul, dar durează. Pentru telespectator, domnule doctor, există o recuperare medicală, terapeutică și una profilactică? La modul general, Vorbind. Sigur, recuperarea medicală ca specialitate se ocupă atât de prevenție cât și de tratament. Când vorbim de prevenție, în recuperarea medicală ne referim în special la sindromele statice vertebrale, da? Deci la cifoze, cifoscolioze, care sunt foarte frecvente, în special la copii, dar și la adulți, picioarele plate, genunchii deviați în valg, în var. Asta, pe sectorul acesta ne referim la prevenție. Iar ca și tratament, efectiv, recuperarea se adresează unei patologii foarte largi, ortopedice, neurologice, post-traumatice, chirurgie plastică și așa mai departe. Deci, practic, suntem pilonul, puntea de legătură între diferitele specialități și, exact cum menționa și domnul doctor, extrem de importantă este recuperarea și ar fi ideal și soluția ideală ca să existe recuperare medicală la nivelul în care, măcar la jumătate din nivelul la care se găsește în Occident. Adică acolo toate secțiile au un serviciu de recuperare cu medic, cu personal specializat în care se poate interveni precoce, iar rezultatele și, apropo de calitatea vieții și handicapul morfofuncțional, sunt mult mai mici. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, după pauză revenim și continuăm discuția. Fundația Reum Care, singurul centru acreditat din Târgu Mureș care oferă toată paleta de servicii specializate de gimnastică medicală, fizioterapie, hidrokinetoterapie și gimnastică în bazin, precum și elongații subacvale și computerizate. Centrul Reum Care pune la dispoziția beneficiarilor 6 saloane moderne, precum și furnizarea a 3 pachete de servicii. Reum Care, Târgu Mureș, strada Pavel Chinezu, numărul 10, telefon 0265-250-793, www.reumcare.ro. Cu o experiență de peste 15 ani în domeniu, Nakita vă propune o gamă de produse atent selecționate în sectorul siguranței și protecției muncii. Scopul nostru este de a combina protecția și confortul la locul de muncă, dar mai ales de a proteja angajatul din cap până în picioare.
Pentru siguranța clienților proprii, Nakita dispune de un laborator de verificări periodice pentru produsele de lucru la înălțime și de un laborator pentru verificarea produselor de electrosecuritate. Nakita, soluții complete pentru protecția și securitatea muncii. În Târgu Mureș, bulevardul 22 decembrie 1989, numărul 150. Telefon 0265212958 sau pe www.nakita.ro. Credem că acordarea asistenței medicale publice de urgență este o datorie a statului și un drept al cetățeanului. Credem în drepturile tale. Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smurd și drepturile tale se transformă în faptele noastre. Am revenit la ultima parte a discuției noastre. Domnul doctor, permiteți-mi să schimbăm un pic registru, să nu vorbim despre replantare, să nu vorbim despre recuperare. Să-l întreb pe domnul doctor pentru început. Se spune că mediocrul e adaptabil. Ce preferați? Oameni cu idei, oameni cu valori sau oameni cu morală? Cred că oameni cu morală. Domnul doctor, ați regretat vreodată că v-ați îndreptat spre această specialitate? Niciodată. Nici măcar o secundă. Domnul doctor, care au fost cele mai grele decizii medicale pe care a trebuit să le luați de-a lungul timpului? Aproape am menționat să dai jos o mână care ai pus-o cu 3 ani de zile la loc. Să iei deciziile operatorii la cazurile cu risc vital. Am foarte puține. În chirurgie plastică există puține, mă refer la un risc vital evident. Nu la... Replantarea are un risc vital, replantarea de braț, dar există și cazuri un pic mai dificile. Am avut câteva cazuri de niște hemangiome, tumorile vasculare, puțin cam majore, cu extensie extrem de mare, câteva la nivelul capului. Acolo au fost niște decizii puțin mai dificile. Domnule doctor, în medicină toate intențiile bune și planurile ambițioase nu te pot duce mai departe decât îți permite, nu odată, resursa de care dispui. Cum vedeți această problemă? Așa este. Din păcate, zilnic, atât la spital cât și în privat, ne izbim de această problemă. Deci resursele care ne lipsesc, problemele legate de personal, de aparate, de fonduri, să nu discutăm de fondurile extrem de puține care sunt alocate serviciului de recuperare de către Casa de Sănătate, pacienți din oraș și din zonele limitrofe, toată speranța și-o pun în serviciu de recuperare ambulator și de multe ori vin și se trezesc cu problema aceasta că se plătește fizioterapia. Și acolo întâmpinăm probleme cu toată bunăvoința, dorința noastră de a-i ajuta, de a-i face bine. Ne rezumăm din nou la problemele acestea, ne izbim de problemele financiare și acolo se oprește, din păcate, procesul de recuperare. Domnul doctor, care au fost cele mai mari satisfacții pe care le-ați avut pe plan profesional? Nu e greu să spun care sunt cele mai mari satisfacții. Satisfacția am zi de zi. Era chestia asta vis-a-vis de, aș învățau pe colega cum e să, într-o oarecare expresia aia, să te dai cu fundul de pământ în fiecare zi ca să mai obții câte ceva. Un efort relativ continuu cel puțin al coordonatorilor sau al șefilor de secție la nivel de spitale, dacă îl fac,
În fiecare zi trebuie să te cam dai cu fundul de pământ ca să mai obții câte ceva. Eu, de când sunt în Târgu Mureș, de când sunt coordonatorul compartimentului din spital, știu că este o luptă permanentă pentru, și bineînțeles că tot timpul apare câte ceva nou, e o luptă permanentă pentru a mai obține încă câte ceva, încă câte ceva, și a ajunge și tu la un pic alt nivel decât ceea ce am fost. Problema este câtă vreme mai sunt oameni care mai au nervi să se zbată pentru chestia asta și să nu se plafoneze, ok, las că e bine și așa, și să ne oprim undeva la un anumit nivel. Deci, efortul este permanent vis-a-vis de a mai obține, hai să ajungem și noi la alt nivel, la altă treaptă, la mai mult, mai mult. Și cu tot, de la resursă umană, materială și cu toate chestiile. Doamna doctor, sunteți optimistă cu privire la viitorul acestei specialități? Spuneați cum funcționează în Occident. Știți cum e, speranța, da. Speranța moare ultima. Sunt mulți tineri specialiști dornici, cu elan, cu dorința de a face ceva cu specialitatea asta. Specialitatea asta are un apanaj foarte larg, cum am spus. Sper și cred că la un moment dat, cândva, nu foarte departe, sper, recuperarea medicală va ajunge acolo unde trebuie, da? Deci pacienții neurologici să fie recuperați imediat, să aibă unde să își desfășoare programul de recuperare, pacienții post-traumatici, pacienții degenerativi, să aibă șansa să-și facă recuperarea într-un centru, într-un spital, de ce nu, de recuperare, așa cum ar fi normal, în care să ai resurse, să ai personal, să ai aparatură necesară pentru a-ți putea desfășura normal, măcar normal, activitatea. Doamne doctor, pentru un chirurg, timpul liber se limitează la momentul prezent? Mă rog, și la planurile de viitor vis-a-vis de timpul liber. Da, mă cam strădui să-mi fac timp liber, mă strădui să-mi fac liber, timp liber pentru familie. Da, mă rog, planurile există și încerc. Viața mea, sau cel puțin activitatea mea, este destul de programată. Programul este relativ făcut chiar și pe 3, 6, 8 luni înainte. Mă rog, vis-a-vis de program operator, nu neapărat, se mai pot apare schimbări, dar e destul de programat pentru că, din păcate, mă rog, fiecare suntem cât suntem, sunt un om, am ceva de făcut, se fac programări pentru că nu poți, ziua are 24 de ore, nu poți să faci, la un moment dat eforturile sunt până la o anumită limită, dar nici deocamdată sistemul mie la spital nu îmi pune la dispoziție mai mult de atâta. Deci la capitolul organizare, acolo aș mai avea, da, problema aș mai avea de obținut ceva mai mult vis-a-vis de timp, dar vis-a-vis de dotare materială, ca să pot să fac pe unitatea de timp ceva mai mult, mi-ar trebui mai mult vis-a-vis de dotarea materială. Deocamdată am obținut cât am putut să obțin din spitalul nostru făcut în 70, cu 12 secții, vis-a-vis de ce am obținut eu până acum, sunt, să zicem, satisfăcut. Aș vrea mai mult, dar asta depinde de managerii noștri și de conducerea sistemului, mai vis-a-vis de tot ce se va mai întâmpla mai departe. Doamna doctor, de ce ați ales această specialitate? Ce v-a atras? Faptul că poți să te ocupi de o gamă largă de suferințe, nu știu, mie mi-au plăcut vârstnicii, am ținut enorm de mult și țin enorm de mult la bunicii mei și întotdeauna m-am gândit că oamenii ăștia merită ajutați cumva, cineva trebuie să se ocupe și de ei și suferința vârstnicilor cumva trebuie alinată. Plus că am avut și o întorsă de genunchi la un moment dat și atunci mi-am dat seama cât de importantă este recuperarea și poate că și asta a fost un trigger important. Domnule doctor, cum a evoluat complexitatea cazurilor rezolvate în cadrul compartimentului pe care îl conduceți? A evoluat foarte mult, aș zice foarte mult, la nivel de dotare compartimentului, vis-a-vis de dotarea cu, care era foarte precară un pic chiar când am început noi activitatea la nivelul compartimentului spitalul de urgență. Și se baza extrem de mult pe ceva instrumentar care îl cam procuram singur. Dotarea vis-a-vis de ce înseamnă tot ce înseamnă dotare de sală de operație a evoluat foarte mult. Ultima chestie este cu programul ăsta de ambulator care a renovat partea de ambulator și acolo am primit niște elemente de dotare. Blocul operator a fost renovat. Așteptăm o minunăție la capitolul dotarea la nivel de secție, care este cam complet depășită felul în care arată secțiile Spitalului Județean. Adică
să vedem o îmbunătățire vis-a-vis de partea de, mă rog, și cazare, dar înseamnă foarte mult numai cazare și gradul de aglomerație al pacienților în spital. Sper să întâmple ceva pozitiv și să ajungem la mai multe. Complexitatea intervențiilor în sine nu pot să spun că a evoluat. Poate că oscilează, pentru că intervenții complexe am avut și când ne descurcam cu mai nimic, avem și acum. Dar capacitatea noastră de a, deci dacă la început, să zicem, făceam o reducere de fractură de deget cu o pensă, băgând o broșă cu o pensă, după aia cu clasica bormașină pe care o cumpram de la, mă rog, ori de la piață, ori de la vreun supermarket, n-are importanță, care o sterilizam și lucram cu ea, iar acum am ajuns și noi în sfârșit să fim civilizați, să avem un motor medical pentru osteosinteză, de exemplu. Efectiv, mă scuzați, dar chiar nu pot să pronunț cuvântul, dar a fost foarte entuziasmat în momentul în care am reușit și noi să avem și motor medical. Și am promisiuni sau speranțe de la conducerea spitalului că trendul ăsta de dotare va mai evolua în viitor. S-au făcut eforturi destul de semnificative în ultima perioadă, să zicem, și chiar sunt mulțumit. Sper să continuă această chestie, dacă continuă va fi o chestie benefică, adică nu apuci să le strici pe alea care le ai până să, deci nu chiar numai să se înlocuiască ceea ce e stricat, să și vezi că la un moment dat, da, să ai confortul, dar nu să începe operația, să te gândești oare colegul meu va avea motorul respectiv la următoarea operație, dacă tu l-ai numai pe unul, se va apucă să-l sterilizeze ceva până atunci sau nu. Ceea ce ar pune problema că ok, hai să nu facem două operații la fel, nu cumva să faceți două intervenții la fel. La capitolul nostru cu grefe de piele, dermatome, chestii de astea, stăm spectaculos de bine, mult mai bine decât ce ați auzit, de exemplu, cu colegii din București la colectiv. Ăia nu stau așa de bine ca noi, la capitolul așa. Să sperăm că va fi și unitatea de arș în viitorul, care o fi, numai să o văd odată făcută, dar vreau să o văd și pusă la punct, dar să o văd completă, cu personal, cu personal pregătit, tot ce trebuie și cu recuperare. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, mai am o ultimă întrebare. Cât din medicină este pasiune, cât este muncă și cât este talent? De la caz la caz. Dar munca nu trebuie să lipsească. Pasiunea și talentul cred că pot fi niște chestii care pot să oscileze. Munca este permanent. O găsiți permanent, chiar și la cineva care nu excelează, tot trebuie să muncească și raportul de muncă poate undeva, nu știu dacă vreți să rapoarte, 35% este minim muncă, restul poate să fie împărțite. Nu știu dacă poți să ai foarte mari succese dacă nu ești cât de cât pasionat de ceea ce faci. Nu cred că ies rezultate semnificative dacă nu ai un pic de pasiune pentru munca pe care o desfășori. Iar talentul e o chestie care vine mâncând, nu știu. Doamna doctor? Bună întrebare. Eu zic că pasiunea contează și cântărește mult. De ce? Pentru că la situația actuală a sistemului nostru sanitar, la restricțiile pe care le avem, la neajunsurile pe care le avem, dacă moare și pasiunea, cred că pacienții noștri ar avea destul de mult de suferit. Evident, munca contează. Fără muncă nu avem cum să excelăm și cum să mergem mai departe, să fim inovativi, să ne ajutăm pacienții. Dar, în opinia mea, pasiunea cred că totuși cântărește mult. Domnul doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această seară la această emisiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ați adus. Mulțumesc că mi-ați răspuns și la alte întrebări decât la întrebările legate de specialitățile dumneavoastră. Vă mai aștept și la alte emisiuni să continuăm discuția. Domnilor, vă mulțumesc și în numele colegilor mei pentru atenția cu care ați urmărit și această emisiune. Această emisiune va fi difuzată în reluare mâine, joi, la ora 9, vineri la ora 20 și sâmbătă la ora 17. Noi ne revedem săptămâna viitoare, miercuri, la ora 20. Până atunci, vă doresc sănătate!